Bună dimineața, prieteni! Așa cum am văzut ieri comentariile că Alina îi pun cam multă mâncărică. Nu îi pun deloc multă mâncărică. Eu mai are o prietenă acolo. Mai... o prietenă. Care... ele două în partea acolo, ce mănâncă Alina, ce mănâncă ea. Alina, ești gata, mamă? Da? Imediat. N-am rezistat să mai stau afară, era prea frig. Deci nu mai pot, azi noaptea am adus asistenta de mi-a făcut masaj. Nu mai pot de spate. Și maica mea nu vrea să înțeleagă. Mami, eu cred că n-am pus caserolele bine. Nu e așa? Nu e bine. Invers, cred că trebuie. Asta peste. Nu. Ba da. Omletul. Credeam că am făcut acolo și ieri. A, nu am mai făcut în fiecare zi aceeași mâncare. Pune capacul. Dar nu vreau bine asta. E bună. Tu mereu când faci figuri și spui, dar nu-mi place aia, dar nu vreau aia, dar nu vreau aia. Și când gustă păi prieteni... Păi omletul chiar nu mai place. Dar nu am făcut-o cu cascaval, n-am făcut-o cu nimic. Am pus doar puțină șuncă. Și atât. Și decât să mănânci prostii de la patiserie, e mult mai sănătoasă. O omletă. Cu șuncă, cu puțină brânză. Ești gata? Da. Hai. Ia-ți geaca pe tine sau vezi tu ță. Păi du-te și fă-l. Mor când își dă ochii peste cap. Să vedeți cum face doar. Și somnoroasă și nervoasă. Nervoasă că nu i-am opărit ouă. Bună dimineața, dragi prieteni. Mădălina iar s-a apucat de treabă. Mădălina, ce iară faci? Iar fără. Bă, ce iar ai? Trebuie reparat. Vai, dragă. De dimineața, așa la prima oră? Dimineața să faci treabă. De dimineață. Doamne, ce fată vremnică avem. Hai, că asta nu mai pică. Pă pică, nu? Nu pică. Dar vine omul ăla mai încolo să facă. Bă, dacă nu vine, sincer, iau eu malaxor din ăla. Ce fac eu? Păi și ce înseamnă asta? Te-a pus și spargi lucrurile și le lași așa, fărâmate. Cine le face? Bine că spargi acum, să vine taică tău să le găsească toate, doburul de aici, ai spart, acolo ai spart, în spate. Mama, nu te mai... Vine cu Luțu, vine tata și, și repare. Ce? Repare ea. Nu te mai cita cu ea, că-ți faci un bine, dar uite ce bine, că... Dacă uite, vine... Să facă, trebuie să fie oameni, dacă facă, să nu se cunoască că a fărâmat și n-a făcut. Ce mă, mamă, asta? Nu te mai supăra păi, pe fetița dar... ta iubită. De ce tu fărâmă ea și nu găsește... Mă, Dalină, te învăț eu, hai să spargem tot. Ce să-i facem lui mama ciudă. De ce să faceți mie ciudă? Că dacă găsesc oameni, făceți, dar și acum. Apucați și fărâmați voi lucrurile unde sunt și faceți voi în alții. Ce arunceți o veriți, părăsar, așa? Nu mai comentă. Ce să nu mai comentezi? Păi, apucați să spargi totul acum, că renovezi tu, faci tu treabă. Nu. Hai, Mădălină, lasă așa și nu mai fă nimica. Dacă ea se supără pe tine. Tu cu Luca va apuca la zi dimineață să faci treabă. Eu râd de mama soacră, da. Că uite, se supără pe Mădălina. Și Mădălina vrea să facă ceva frumos de Paști. Dar facă ceva frumos, dar să vă găsați cu oameni. Lasă că o întărât eu pe Mădălina să nu mai facă nimica. Da. Să stea, cum stătea până acum în pat, să plimba. Nu așa, Mădălina?
Hai, nu mai fă nimic. Da, să apucă ea de dimineață, nu o să mai după păi masă. Păi nu mă rab de inima să stau așa. Trebuie să fac ceva. Păi știu, dar uite să supără maică ta. Mai ales că vine tata acasă astăzi. Și fii atent, ține cont. Pasatul nu mai e în curte. A, hai să-i arătăm la prieteni, vezi? L-am dus la reparat. Și pasatul. Tot în dimineața. Mă, dragă, asta. Bine că ești bună la suflet. Și ai un suflet de aur. Da, da. Mulțumesc. Nu cum zice lumea că e rea, tu nu e rea. Ei, nu. Nu e rea. Uite, mama nu mai zice nimic, ca să uită pe noi. Asta e adezivul, dar e cam tare. Uite cum să uită pe noi, doamna. Să ne omoară. Asta e. Hai, mama, nu te mai supăra, nu te mai ajuta că rezolvă Mădălina cu omul. Uite, uite ce forță are. Deja mă doare mâna. Și azi noapte am chemat asistenta. Vezi? Vezi? Când ți-am zis să-și fac masa, să nu chemai doar spatele. Nu știi să fac tu pentru cervicală. Așa, dă-i ca să te mai doare spatele mai încolo. Dă-i! Mă antrenez, dragă. Dă la mine. Nu mai gata. Oprește să... Mă ajut și pe mine să luăm ăsta de aici. Facem repede curățenie. Ia uitați, prieteni, cât am dat jos și partea cealaltă și pe aici. Singur am dat jos. Bine, asta era mai de mult, dar aici am dat toată faianța asta, gresie ce era. Deja nu mai simt mâna. Și mai mi-a pregătit mama să mănânc o salată. Uite pe Alina ce mănâncă. Ia uitați-și pe Aian, fără să-i spunem nimic, el salută. Nu, mami. Eu am terminat acolo, despart, da. Și acum stau în mașină și mănânc semințe, afară suflă vânt. Ce roșie sunt, de la căldură, de la nu știu de la ce. Nu vreau știu ceva, dar să nu fie cu dulce, nu știu ce. Nu avem ce decât semințe, din astea și mari și bune. Bine, dați-mi și mie două, trei. Nu știu, vă zic gogoșile și parcă nu știu, mi se lăsă la ele. Uite și ce băgă gogoșa. Aian! Ca să mănânce și el. Prieteni, am văzut că spuneți acolo, stai mă, mami, că spuneți în comentarii, a lăsat o doamnă comentarii. Cum ar fi că frate meu cu Luțu are o altă familie la București. Nu, este tot cu familia noastră la București. Familia noastră cealaltă este... Mătușa, Brățărina, Unchiu Gogu, Vărumitea și cam atât. Acolo nu mai este o altă familie cu Luțu niciodată. Nu știu dacă niciodată. Nu a înșelat-o pe Luca, dar în mare parte cu Luțu n-a înșelat-o pe Luca. Luca nu l-a prins cu mesaje, Luca nu l-a găsit cu cineva, n-am auzit de cineva. Deci, exclus discuțiile astea prostești. Puteți să spuneți de cine vreți, poate este posibil. Dar de frate meu, să întrebați tot orașul, toată țigănia și român și țigan, să vedeți ce vă spune. Că nu știe și n-a auzit niciodată nimic de el. Roni, ia vino! Ia vino să spun ceva pe vlog. Auzi că taică, tu lasă oamenii comentarii, că taică tu e la București cu cealaltă familie. Poate mai ai vreo frate pe la București, vreo soră. Păi, așa e, mă. Nu e adevărat ce vorbește lumea. Doamne. Lasă-l. Ce să spună? Nici nu-l interesează pe copil. Ce să audă prostiile și tâmpenile? Și minciunile. O prostie. Dacă și culuțul are gagici și... Bine, noi spunem culuțul. Că îl chema, cum îl chema? Conea. Și i-am spus culuțul. Dar așa pe el în act îl cheamă Tiberius. Conea, trebuie să le spun eu la prieteni. Eu cred că niciodată n-a avut nicio femeie. Aștia sunt niște vorbe, niște bârfe, așa aiurea. Știți cum e la noi, la țigani? Că se bârfesc cu... Dar nu e vorba că n-au zis de țigani români, deci mai rău pe chat, pe YouTube, pe astea. Dăm și mie semințele. Ia.
Ăștia sunt niște minciuni, niște burligături așa, ca să vorbească. Deci să spun cuiva treaba asta... N-are ce vorbi. Borașul nostru, deci îl bufnește râsul când aude de Culuțu. Dar nu e adevărat nicio vorbă, nicio discuție. Poate te seamăn și eu cu mama acum, că-s roșie în obraj. Poate că altceva, da, da. Ei, joacă la aparate, joacă la jocuri de noroc. Defectul lui, atât, dar în rest... Și cine nu joacă? Nu are treabă. Maică ta nu joacă. Nu știu, maică ta nu joacă la aparate, mami. Vezi, te spun ce făcuș. Ce făcui? Mami, am mers la aparate. Nu te mai spun, lasă. Mami, am mers la aparate, nu te mai spun, lasă. Nu mai spune că și așa vine papa și îmi rupe cap. Mai bine îi zic lui în față decât în loc. Că iarăși, cum ți-au zis, bețivă, eu zic acum din aia, de pe sumă de aparate. Dar nu sunt. Deci niște aberații. Pot să vă confirme și Luca și mama lui Luca și tatăl ei, că glumesc ei cu ea să o agite, să nu știu ce. Dar și ea știe și ea glumește și te face la mișto, adică joacă rolul ăsta ca să glumească în continuare, dar și ea știe că nu e adevărat și maică-sa și taică-sa și surorile ei și toată lumea știe că nu are ăsta treabă de femei, chiar n-a avut și nici nu are, că nu-l interesează. El să aibă bani cu sacul, să bage la aparat, nu are nimic, n-are el treabă. Da, prieteni, deci eu când mănânc semințele astea nu mă pot abține. Deci să vă arăt cât este de mare. Vedeți? Nu că am făcut poftă. De ce urcară și voi? Am urcat cu ăsta mic, că suflă vântul în ochișorii lui. Unde asta? Bine, vrea să arungă semința. Coaja de semânță. Prieteni, vă pup și vă doresc o zi frumoasă.